Bună ziua, bine v-am găsit o nouă ediție Prima News. Vă propun ca în prima oră să ne concentrăm pe sănătate, având în vedere că am mai adus în discuție acest subiect, cel al strategiei naționale de sănătate, ce poate însemna această strategie și, evident, care sunt pașii sau care e până la urmă dezideratul pe care guvernul îl are atunci când adoptă o asemenea strategie. Sigur că, dar ne interesează foarte tare și unitățile spitalicești, infrastructura spitalicească, ce se întâmplă în această perioadă cu spitalele din Planul Național de Redresare și Reziliență. Pe de altă parte, ne interesează ce se mai aude de cele trei spitale regionale, care ar trebui undeva în 2027 să fie ridicate. Și acolo e un decalaj al realizărilor, recunoscut chiar de ministrul de resort. Înainte de a vă prezenta invitația acestei ore, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Guvernul aprobă noua serie de măsuri de reducere a cheltuielor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar. Am spus de la bun început că statul trebuie să fie primul care face economia, a declarat premierul, care prezintă însă și o serie de excepții. Actul normativ nu se aplică pentru ceea ce ține de cheltuielile cu sănătatea, cu educația sau cu proiectele pe fonduri europene. Ar fi fost și complicat, iată, să intervii chiar în sectoare care până la urmă țin de o nevoie imediată. Apar și primele reacții la această ordonanță. Mai mulți edili din țară, chestionați de Hot News, acuză că primăriile sunt forțate să aibă excedent bugetar prin plafonarea cheltuielilor, iar excedentul ar urma să fie transferat în următorul pas la fondul de rezerve. Printre nemulțumiți se numără primarul sectorului 2, viceprimarul Clujului sau primarul din Iași. E o întreagă dezbatere, o întreagă discuție pe această temă, apropo de faptul că, sigur că da, se vorbește despre investiții, lucru care îi îngrijorează pe foarte mulți primari din țară. Executivul a adoptat și ordonanța de urgență prin care limitează la maximum 5% adausul comercial pentru ulei, zahăr, făină, mălai, carne de porc, carne de pui și carne de vită, care sunt importate vrac și care nu sunt procesate în România, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Totodată este prelungită cu încă 3 luni măsura plafonării și pentru celelalte 14 alimente aflate deja pe listă. Datele de la INSN arată că măsura a avut efectele așteptate. Am oprit creșterea excesivă a prețurilor la aceste alimente, iar unele chiar s-au ieftinit, a declarat Ciolacu. E impresia sau e părerea premierului, pentru că noi am mai discutat pe această temă chiar săptămâna asta și am avut reprezentanții ai industriei agroalimentare care vorbeau despre faptul că nu se simt aceste efecte și măsura e mai degrabă una declarativă decât una cu efecte reale. În foarte multe situații, spuneau acești reprezentanți, că există chiar un deficit, adică nu mai există acele alimente pe raft. Anul acesta se va încheia cu un deficit bugetar estimat la 5,5% din PIB, iar ținta pentru anul viitor este de 4,5%, 5% a afirmat într-un interviu pentru Argent Press ministrul finanțelor. Marcel Boluș a explicat că încadrarea în ținta de deficit este și motivul pentru care s-a renunțat la rectificarea bugetară, pentru că care nu ar mai fi existat un control pe cheltuieli. Nu știu un alt guvern care să nu fi făcut rectificare bugetară. S-ar putea să fie o premieră. Nu mi-aduc aminte, cel puțin în ultima perioadă, să nu mergi și pe anumite chestiuni care țin de această rectificare. Un director din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este vizat de o anchetă ADNA. El ar fi luat timp de 2 ani bani din salarii la 2 angajate pe care l-ar fi ajutat la examenul de ocupare a posturilor. Ministerul a anunțat că directorul a fost schimbat din funcție. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economice a Institutului Regional de Oncologie Timișoara. Spitalul reprezintă unul dintre cele mai importante obiective de investiții cu fonduri din PNRR, iar valoarea totală a investiției este aproximativ 1,5 miliarde de lei. O să ne referim și noi mai pe larg în această primă oră de Prima News la subiectul infrastructurii medicale. O rachetă lansată în contextul confruntărilor dintre militanții Hamas și Israel a lovit în această dimineață o stațiune egipteană la aproximativ 220 de km de fâșia Gaza, relatează Reuters. Racheta a lovit o unitate medicală din Taba și a rănit cel puțin 6 persoane, arată sursa citată. Iată așadar că apar și elemente noi în acest conflict. Ajung, ca să spun accidental, astfel de rachete și pe spațiul egiptean. De altfel am urmărit pe un canal
internațional de televiziune o declarație a unor locuitori din prima localitate sau din localitatea cea mai apropiată de fâșia Gaza, localitatea egipteană, care vorbeau despre faptul că s-au cam săturat și ei, că în ultima perioadă au avut parte de diverse atacuri teroriste. De asta probabil și această atitudine foarte temperată, sau nu neapărat temperată, mai mult decât atât, această atitudine a Egiptului de a nu primi civilii palestini, tocmai de teama prezenței unor elemente teroriste. Uniunea Europeană urmează să acorde fâșiei Gaza un ajutor umanitar suplimentar în valoare de 50 de milioane de euro, anunță Ursula von der Leyen. Hamasul nu va fi invitat la o eventuală conferință de pace, anunță Charles Michel. Nu știu cum vor face această diferență, apropo de unde se duc ajutoarele umanitare și, evident, cum te distanțezi de Hamas, câtă vreme Hamas controlează politic fâșia Gaza. Inteligența artificială poate scăpa de sub control, avertizează premierul britanic Rishi Sunak. Acesta spune că tehnologia ar putea facilita construirea de arme chimice sau biologice care ar putea fi exploatate de criminali. Discursul lui Sunak a venit în timp ce guvernul britanic se pregătește să găzduiască summitul pentru siguranța inteligenței artificiale săptămâna viitoare. Sport acum, Dinamo și Poliași își dau întâlnire astăzi de la 20:30. Partida este transmisă live de Prima Sport 2 și Prima Play.ro. Dinamo trece printr-o formă foarte proastă, ajungând la 7 meciuri consecutive fără victorie. Formația antrenată de Ovidiu Burcă se află pe penultimul loc, cu 9 puncte acumulate în 13 etape. Aș putea spune că este și o reeditare a unui duel între cele două, a unui derby din Liga a doua de anul trecut. Iată așadar, se poartă astăzi un meci de care pe care, pentru că fiecare dintre cele două e interesată de punctele puse în joc, tocmai pentru a scăpa cât mai mult de zona nisipurilor mișcătoare, în special Dinamo. David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber în Polonia. Înotătorul nostru a obținut și calificarea în finala probei de 50 de metri liber, care va avea loc de seară, iar mâine va concura în probele de 100 de metri liber și 50 de metri fluture. Metul la final, mâine vremea va fi plăcută, dar vor mai fi șanse de precipitații în partea de vest a țării, iar la munte pot apărea intensivi ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 14 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Suntem aici în Prima News. Vreau doar să vă adresez și întrebarea acestei ore. Câte spitale noi vom avea în 2030, când se termină actuala strategie națională pe sănătate? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News sau pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran, 0727-222-244. Vreau să le mulțumesc invitațiilor noștri din această primă oră. Domnul senator Laszlo Otilo, secretar al Comisiei de Sănătate a Senatului. Domnule senator, mulțumesc tare mult pentru prezență. Mulțumesc pentru invitație. Și domnul Vasile Barbu, președintele Asociației pentru Apărarea Pacienților. Vă mulțumesc, domnule Barbu, pentru prezența, pentru protecția pacienților. Bună ziua, vă mulțumesc, eu vă mulțumesc pentru prezență. Domnule senator, aș porni iată de la această strategie națională. Am văzut acolo câteva linii directoare apropo de ceea ce înseamnă, nu știu, accesul mai mare la actul medical, diversificarea sau upgradarea tehnologiei medicale. Tocmai în ideea asta, e, nu știu, aduce ceva în plus sau e o chestiune mai degrabă declarativă, o declarație de intenție pe care o face Ministerul de Resort, acum, fără de a arunca, nu știu, o anatemă sau o critică, de a se face, nu știu, că lucrează. Va produce ceva efecte o astfel de strategie? Sper că da, pentru că această strategie a fost asumată de guvern și aprobată de guvern. Are câteva elemente noi sau adaptate noilor condiții și acum intră în atribuțiile Ministerului Sănătății să facă acele modificări legislative care să ducă la aplicarea acestei strategii. Strategia trebuie urmată de un plan de acțiuni, trebuie aduse modificări la nivelul legislației, primare, secundare, chiar terțiare, și după aceea, practic, se creează condițiile ca aceste elemente să poată fi finanțate. Sunt trasate niște obiective. Ca și noutate, eu văd în primul rând o aplicare sau o atenție mai mare la asistența primară, la prevenție, la screening, la diagnostic precoce.
Și în același timp a mai apărut încă un element nou și sunt curios cum va fi primit. Și aici mă refer la posibilitatea de a face consorții medicale, indiferent de forma de proprietate. Și când spun acest lucru, mă refer la faptul că vrând nevrând s-a deschis poarta ca să se asocieze instituțiile medicale și în același timp acest conglomerat medical să aibă posibilitatea ca în urma modificărilor legislative să deschidem și poarta finanțărilor alternative. Și aici mă refer la asigurări facultative, la atragerea altor surse în sistemul sanitar. Aici aș fi un pic mai reținut, pentru că aici aceste resurse suplimentare se referă la chiar la modificarea codului fiscal în anumite situații. Da, deci credeți că va veni cu astfel de... sau niște efecte pe care le vom simți, nu știu, probabil nu neapărat în plan imediat, dar măcar în anii ăștia? Vor fi deja câteva care le vom resimți, ce să spun, în câteva luni sau un an sau doi. Și v-aș da un exemplu concret. Din moment ce la screening, la procedurile de diagnostic se constată, de exemplu, prezența unei anumite boli, în cazul căroia se derulează un program național de prevenție sau de depistare precoce, atunci ea nu mai stă la coadă, persoana respectivă. Deci odată traseul stabilit, înseamnă că îi se decontează investigațiile de clarificare, îi se decontează tratamentul, nu trebuie să stea la coadă. Și vă spun acest lucru pentru că chiar eu am pățit-o. Mă rog, am avut o experiență în familie și am rugat doamnele din primărie, care aveau o anumită vârstă și factori de risc, să meargă și să-și facă controlul anual. Unele au fost depistate cu suspiciune. Asta a fost, cred că, în luna octombrie sau noiembrie. După care m-am trezit cu o delegație din partea doamnelor de la primărie ca acum să intervin, să nu trebuiască să aștepte până mai, până îi se face următoarea etapă de diagnostic, pentru că atât era lista de așteptare la momentul respectiv. Nu cred că este o experiență plăcută pentru nimeni când ți se spune că s-ar putea să ai și să aștepți acolo 5-6 luni până îți vine rândul, până se clarifică. Și atunci, acestea au fost toate acele motive pentru care am intervenit în decursul timpului și am încercat să corectăm. Și acum, practic, avem acest cadru legal sau cel puțin... Da, e sugestiv exemplul pe care l-ați dat, domnule senator. Domnule Barbu, tocmai în ideea în care, iată, e prezentată și adoptată, cred că săptămâna trecută a fost adoptată această strategie națională, chiar vineri, dacă nu mă înșel, sper că nu greșesc. Cum evaluați dumneavoastră, iată, ca reprezentant al Asociației pentru Protecția Pacienților, un astfel de program sau o astfel de intenție pe care o are guvernul? Credeți că domnul senator Laszlo Tilo spune că va produce efecte? Vă așteptați la câteva efecte, nu știu, chiar în plan imediat? Da, unele se vor aplica. Unele deja sunt aplicate, să știți că chiar în timpul dezbaterii acestei strategii, unele au fost rezolvate. Iată, cel puțin pe pacienții cu cancere, deși se spune că nu sunt norme, nu. În realitate, cei care am participat efectiv la dezbateri și ne-am implicat, am constatat că pe parcurs din ianuarie, din 15 ianuarie, s-a început elaborarea unor acte normative noi care au acoperit și nevoile Planului Național de Cancer, iată, și pe Strategia Națională de Sănătate, de asemenea, au fost făcuți niște pași. Mai sunt unii și noi am constatat că lipsesc unele din propunerile noastre. Mai devreme, domnul senator a pomenit chiar, iată, legat de prioritizarea unor accesului pacienților pe anumite patologii. Și noi ne-am dorit de mai mult timp elaborarea unei liste de așteptare
pe coduri de boală, pe coduri prezumtive de boală, astfel încât din start pacientul să nu mai bâșbie sau, mai mult de atât, furnizorii de servicii medicale să nu profite de acest lucru și să bage spre decontare, cum s-a întâmplat anul ăsta și știm foarte bine că au fost adevărate găuri negre în ce vrește decontarea unor servicii clinice și paraclinice. Tocmai de aceea bugetul a fost sărăcit, bugetul Casei Naționale, au fost consumat foarte mulți bani în trimestrul 1 și 2, încât trimestrul 3 și 4, iată, nu mai sunt bani pentru, nici pentru plata unor medicamente, pentru plata unor decontarea unor servicii medicale esențiale. De asemenea, am dorit să avem o lista medicamentelor esențiale, o lista serviciilor medicale esențiale, o lista investigațiilor paraclinice esențiale, să nu ne mai trezim cu cearșafuri întregi de analize medicale, 6-8 pagini de analize medicale care nu se încadrează nici în acea riscogramă pe care trebuie să o recomande medicul de familie pentru prevenție, nu se recomandă nici în ce vrește investigațiile pentru precizarea unor diagnostice. Deci, sunt analize făcute, vă rog. Da, vă mulțumește. Da, vreau să vă întreb dacă vă mulțumește o astfel de strategie și dacă dumneavoastră ați fost, nu știu, întrebați în mod esențial, apropo de anumite măsuri sau linii care sunt prinse într-o astfel de strategie. Nu, n-am fost întrebați. Ne-am implicat noi, dacă vreți, mai degrabă. Știam cine lucrează la această strategie. Au fost mai multe variante și pur și simplu ne-am implicat la cei care fac parte din grupul tehnic de lucru din cadrul Ministerului Sănătății care au elaborat acest plan. Nu știam, înainte de publicare, nu știam care dintre variante va fi publicată. Trebuie să recunosc că aici nu am fost consultați, dar nu aveam această pretenție, pentru că noi ne-am implicat acum activ și am discutat cu o parte din membrii Comisiei Tehnice. Nu avem a reproșa Ministerului Sănătății acest lucru și știu că această strategie chiar și ea se va îmbunătăți, pentru că vor apărea pe parcurs tot felul de alte soluții, alte idei. Am văzut că nu multă lume s-a implicat în dezbaterea acestei strategii și probabil că pe parcurs ea va fi îmbunătățită. E un cadru general și așa cum spunea și demonstrator, cu timpul vor fi elaborate norme, modificări de legi și cu acea ocazie ne vor mai veni idei de eficientizare, să spunem, pentru că la ora actuală sistemul de sănătate din România suferă foarte mult de eficientizare, suferă foarte mult de controlul calității și sper că Autoritatea Națională pentru Management al Calității să fie ajutată, sprijinită mult mai mult și iată în această strategie nu o prea vedem acolo, deci aici trebuie să recunoaștem că credem noi că s-a greșit, este nevoie de acreditarea și de controlul calității serviciilor medicale, dar v-am spus, aceste lucruri se vor face pe parcurs. Da. Bun, vă rog să rețineți ideea, să rămâneți cu noi, domnule Barbu. Domnule senator, apropo de ceea ce spunea și domnul Barbu, ar trebui, de pildă, nu știu, ar fi trebuit o transparentizare? Nu, transparentizarea vă asigur că a existat, deci ușile au fost deschise. A fost un grup de lucru tehnic condus de domnul, cred că e conferenția Radi Pană, Adrian Pană, a fost secretar de stat și este expert în acest domeniu, în sănătate publică și politici de sănătate. Atunci când a avut o primă variantă, atunci la propriu a luat țara la pas. Eu m-am întâlnit de vreo două ori, odată în București, odată era în avion spre Cluj și au fost niște dezbateri regionale și consultări regionale. După care s-a ajuns la o variantă care a fost prezentată guvernului, lăsată în transparență. Deci aici nu. Oricum este un document care va avea încă o serie de etape unde se va interveni. Aș mai face o singură completare apropo de noutățile acesteia și de asta îmi mușc limba un pic. Mă refer la faptul că să începem să descentralizăm și o serie de acte de politici sanitare la nivel mai scăzut, regional, județean, interjudețean și așa mai departe. Pentru că la ora actuală, din păcate, avem o serie de angajamente sau am avut o serie de angajamente la nivel central, la nivelul guvernului,
Și vă dau nenumărate exemple. Scăderea finanțării, scăderea numărului de paturi, o birocrație ultracentralizată, că dacă poți să-ți faci la Cluj, nu știu ce secție sau nu poți, atunci când ai o statistică că ai pacienți și nu mai faci față cu capacitățile care le ai. Cred că dacă vom continua modificările legislative, atunci vom asista la o îmbunătățire și este un pas înainte această strategie care am adoptat-o sau a fost adoptat-o de curând. Dar când vorbiți, domnule senator, de descentralizare, nu știu, de o, hai să spunem, decizie mai mare la nivelul DSP-urilor sau... Nu, la... nu. Părerea mea este că, mă rog, în capul unora se lovesc trenuri. Pur și simplu, statul trebuie să aibă acele instituții unde se controlează activitatea din punct de vedere profesional sau se trebuie monitorizată starea de sănătate sau politicile, implementarea politicilor de sănătate. Ceea ce și acum am auzit că cineva dorește să desfințeze DSP-urile după ce am trecut de COVID. Da? Nu prea merge. Trebuie să ai și orice stat are acea sistem instituțional unde controlează și monitorizează și intervine atunci când se impune. Acum că asta o facem la nivel județean sau regional, rămâne de văzut și este o discuție. În același timp, cred că fiecare stat trebuie să aibă o instituție centralizată, dar în același timp cu filialele regionale sau județene care dă bani. Casa Națională de Asigurări. Eu nu văd și vă spun foarte sincer, nu văd în societatea românească posibilitatea ca Casa Națională de Asigurări să fie unul din competitorii din piață. Și cred că avem obligația să avem o atitudine, o solidaritate socială, pentru că nu are toată lumea asigurări sau, mă rog, sistemul nostru de asigurări este făcut în așa fel încât trebuie să asigurăm asistența medicală și pentru persoanele care nu au plătit la vremea respectivă și aici mă gândesc, de exemplu, la 47% din populația țării, foștii ceapiști sau copii. Și atunci, nu prea văd de ce ar trebui să acceptăm acele recomandări care ni s-au făcut. Nu prea văd de ce ar trebui să respectăm acele angajamente care le-au făcut oameni nepregătiți. Și aici mă refer la scăderea anuală a finanțării, la scăderea anuală a numărului de paturi. Și, vă referiți, nu știu, la miniștri sau la oameni care sunt... În general, miniștri, la guvernele anterioare. De ce a trebuit să vină cineva să ne spună ce avem noi de făcut? Nu de mult am fost împreună cu domnul profesor Patriciu Achimaș. Am fost împreună în Belgia și cu o delegație mai largă la una din cele mai prestigioase instituții și am întrebat, domnul profesor i-a întrebat... la ce standarde sunteți afiliați? Și au spus că nu, noi ne facem treaba, noi nu ne afiliem că nu avem, aruncăm banii pe geam. Știm ce avem de făcut și ei vin, cei care se ocupă de standarde, să ne întrebe ce au ei de făcut. Și vreau să spun că e o instituție de 7 hectare de oncologie. Nici nu cunoaștem că există așa ceva. Importantă această nuanță. Vreau să vă mai întreb, domnule Barbu, apropo de faptul că, iată, vorbeam aici de strategia națională și, pe urmă, domnule senator, după pauză o să vorbim și de infrastructură, dar vreau să aflu și de la dumneavoastră, domnule Barbu, înainte de a intra în pauză, faptul că, iată, pacienții vorbesc despre un acces la actul medical și asta mi se pare absolut important, dar noi am lansat și o întrebare astăzi pentru telespectatorii. Câte spitale credeți că se vor face până în 2030? Sincer, ca reprezentant al unei asociații pentru pacienți, cum vi se pare această împotmolire aproape
permanentă sau ciclică a României în a genera, de pildă, unități spitalicești moderne. Că știm foarte bine, multe din decesele sau multe din problemele pe care le-au avut pacienții au fost și din acele infecții nozocomiale, tocmai luate din spitale. Sau foarte multe decese au fost provocate nu din cauza pentru care pacientul a fost internat într-un spital. Care sunt așteptările dumneavoastră ca reprezentant al unei asociații a pacienților când vine vorba atât de 20 și ceva de spitale care sunt prinse în PNRR și de 3 spitale regionale? În ce privește spitalele regionale, n-am văzut decât un singur spital în care s-a făcut ceva concret și pot să spun că până în 2030, cred, dacă vor fi asigurate finanțările așa cum s-au promis, cred că vom avea Iași. Acolo am văzut că este cel mai avansat, să spunem. Și apoi Clujul. Mai greu la Craiova, pentru că merg lucrurile foarte greu acolo și chiar o să ne interesăm mai îndeaproape să vedem care sunt cauzele reale și cred că sunt acolo și niște vinovați, pentru că s-a întârziat prea mult, ne permite mult. În ce privește celelalte spitale din PNRR, să știți că îmi pare foarte rău că o parte dintre spitale și acum se întâmplă dificultăți birocratice, de natură birocratică, tocmai pentru a putea avea acces la acea finanțare foarte importantă. Chiar dacă s-au pierdut peste 2 miliarde de lei din finanțare și o parte din unitățile medicale nu vor avea bani, s-au găsit până la urmă soluții la Ministerul Sănătății, se vor face niște credite și se va completa, ba din contră, chiar am înțeles de la domnul ministru că vor mai fi cuprinse și alte spitale care nu au fost cuprinse în prima serie atunci când se discută cu finanțatorul european. Acum asta e vorba, deci discutăm de spitale noi. Dar să știți că nu vom rezolva problemele legate de infecțiile asociate actului medical doar prin construcția unor spitale noi. Vor fi oricum insuficiente dacă stăm să ne gândim la acest lucru. Cred că trebuie să facem ceva mai mult și pe actualele spitale și cred că niște restructurări, pentru că avem foarte multe spitale mici, mărunte, în care avem de toate serviciile, de la chirurgie până la tot felul de alte. Cred că ar trebui să restructurăm puțin și domnul senator a vorbit ceva mai devreme, a încercat să, dar nu, din câte am înțeles eu, nu a finalizat subiectul. Cred că este nevoie să modificăm, iată, cumva infrastructura serviciilor de sănătate, cel puțin cele publice, pentru că cele private se dezvoltă ele în mod normal, natural și trebuie să lăsate să se dezvolte, deși au o problemă și ele cu numărul de paturi. Domnul senator zicea mai devreme că se încearcă reducerea de paturi. Da, se încearcă și acest lucru, dar din păcate România nu e o țară la care chiar să reduce numărul de paturi, pentru că chiar avem pacienți cu internare continuă și e nevoie. Să nu uităm că înainte de pandemie aveam peste 5 milioane de internări continui pe an și doar o parte dintre pacienți, o parte 30%, să spunem, circa 30% se reinternau în cursul unui an. Deci, iată, avem nevoie de paturi, dar e un lucru bucurător este că s-au mărit numărul de paturi cu internare de zi și serviciile, numărul de servicii de contracte de casă cu internare de zi pe spitalele publice și a fost și o gură de oxigen pentru finanțarea lor post-pandemie. Din păcate nu avem ambulatorii suficiente în spitalele publice și mai ales cele dezvoltate și ar fi nevoie și am discutat cu manageri, le-ar fi utile și chiar pacienții ar avea mai mare încredere într-un ambulatoriu, să spunem, un spital mare public decât în alte clinici care sunt multe și mărunte și să știți că din punct de vedere calitativ nu sunt foarte bine controlate pentru că nu sunt acreditate multe, adică toate, de fapt tot ce ambulatorul nu este acreditat și acum se încearcă la Autoritatea pentru Mediul Calității să se acrediteze, dură un proces de durată. Din păcate avem foarte multe cazuri care sunt preluate de la clinici mici, mărunte, cu servicii incomplete pe investigații, sunt duse din nou la public și iară se dublează cheltuielile cu analize medicale și cu investigații clinice. Deci există o mare pierdere aici și vorbeam mai devreme de găuri negre. Pe de o parte avem această ineficiență în ambulatoriu, chiar și medicul de familie este neglijat. Acum să sperăm că va primi niște fonduri anumite
cabinete medicale vor fi dotate, dar nu este suficient. Cred că trebuie făcută o restructurare și o reanalizare a circuitului pacientului în sistem, pornind de la medicul de familie și până la nevoia de servicii mai departe, inclusiv internare continuă sau... Rămâne ca acest subiect să-l continuăm. Eu vreau să vă mulțumesc că ați acceptat invitația noastră și sper să acceptați și invitația viitoare aici în emisiune la Prima News. Mulțumesc tare mult pentru prezență. Intrăm într-o foarte scurtă pauză. Revenim apoi cu domnul senator la Solotilo, pentru că vreau să aflu care e calendarul sau itinerariul unităților, viitoarelor spitale pe care ar trebui să le aibă România. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Am revenit aici în Prima News. Nu uitați și de întrebarea pe care am lansat-o chiar la începutul acestei emisiuni. Câte spitale credeți noi că vor fi în 2030, când se termină și actuala strategie națională pe sănătate? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News și la numărul de WhatsApp afișat pe ecran, 0727-222-244. Alături de mine, în continuare aici în platoul Prima News, senatorul Laszlo Attila, secretarul Comisiei de Sănătate a Senatului. Domnule senator, tocmai pentru că, iată, vorbim de infrastructura medicală, PNRR sau spitalele din PNRR, cel puțin până acum, putem spune că e un mare eșec. Și se profilează ca un eșec, având în vedere că s-a renunțat de la o listă mai mare, s-a ajuns la o listă mai mică, încă la 6 spitale din PNRR s-a renunțat, adică se tot micșorează această listă personal. Și dumneavoastră ați și dat și v-am citat în foarte multe emisiuni, ați dat acea declarație când a apărut lista celor 27, ne spuneați că sunt doar două proiecte mature, unul într-o variantă mai avansată și unul într-o variantă care poate fi realizat, cred că la Bistrița. Bistrița a fost una și neurochirurgia de la Cluj. În momentul de față, sunteți mai optimist decât atunci? Nu neapărat, dar au apărut elemente noi care ne dau multe speranțe. Deci, foarte probabil, niciun proiect sau cheltuielile cu niciun proiect nu vor fi decontate la timp. S-ar putea neurochirurgia de la Cluj și încă una, două proiecte la nivel național. E puțin probabil să avem cele trei spitale regionale până în 2026-31 decembrie. Dar foarte probabil lucrările vor continua sau vor începe. Eu mă aștept la o nouă oportunitate care este valabilă în primul rând pentru autoritățile locale. Foarte multe autorități locale cu proiecte mature n-au ajuns în această listă. Și atunci eu mă aștept ca undeva în anul 2025, începutul anului 2026, guvernul va fi foarte disperat să îi întrebe pe cei care au proiecte mature câți bani le trebuie ca să cheltuie banii, pentru că altfel va trebui să-i dea înapoi. Și atunci aici văd o oportunitate și pentru Spitalul de Copii din Cluj și în general acele investiții în sănătate unde în spate vor sta autoritățile publice locale. Și de ce spun acest lucru? E puțin probabil ca situația noastră economică să se îmbunătățească foarte vizibil până în 2026. Anul viitor avem un alt an electoral, deci foarte probabil indicatorii economici nu vor fi foarte spectaculos sau foarte îmbucurători. 2025, formarea guvernului, prima parte a anului, parcă nici nu are să discutăm despre ea. După care îi urmează 2026, când trebuie decontați niște bani pe care i-am folosit sau i-am folosit doar parția. Și atunci vor apărea aceste oportunități, pe de o parte să primească o suplimentare de finanțare a acele proiecte care vor fi suplimentate, o să mai apară sau sunt în derulare, chiar dacă nu sunt pe lista PNRR-ului. Și în același timp mai este o problemă. Foarte probabil că proiectele derulate de autoritățile publice locale vor avea șansa ca să se facă până în 2030. Da, banii care nu sunt cheltuiți pot fi duși în altă parte către proiecte? O să se găsească modalitatea să se poată duce în altă parte, mai ales că vorbim de același minister, aceleași obiecte de activitate, deci cred că aici vor fi tot felul de ajustări, pentru că este o problemă cu care nu ne confruntăm doar noi, ci și alte țări.
Conform evaluărilor independente, și aici cred că mulți se vor speria, chiar dacă știu și chiar dacă nu vorbesc de acest lucru, pentru că evaluările sunt confirmate și de către specialiștii noștri, și aici nu mă refer la UDMR, ci la specialiștii celor de lângă guvern, foarte probabil în sănătate vom trimite cam 80% din banii care ne stau la dispoziție în această clipă înapoi. 60% datorită nerespectării termenelor, pentru că termenele sunt foarte scurte, și 20% se vor cumpăra foarte probabil utilajele necesare pentru viitoarele investiții pe ultima sută de metri, măcar să cheltuie o parte din bani. Deci spuneți că 80% se vor trimite înapoi. Se vor trimite spre vestul Europei. 60% este evaluarea de a se trimite în sănătate banii înapoi către Bruxelles, 20% către firmele din vestul Europei care livrează echipamente pentru sisteme de sănătate. Nu sunt foarte multe, sunt niște conglomerate mondiale care îți pot livra CT-uri, RMN-uri, aparatură de laborator sau ce-ți mai trebuie. Dacă nu conștientizăm acest lucru și nu îi dăm drumul sau nu începem negocierile, pe de o parte cu furnizorii mari, ca ei și cu puterea lor de lobby, împreună cu lobby-ul Guvernului României, să începem negocierile pentru o amânare a termenului de decontare a banilor. Aici, cum să spun, foarte probabil solicitările pentru aparatura de radiologie va fi enormă în anul 2026. Și atunci când ai 3-4-5 producători la nivel mondial, atunci foarte probabil nu este foarte greu de scos o hârtie de la ei că, băieți, nu vă pot livra decât în 2028. Și ai deja un motiv sau o bază de negociere destul de solidă către finanțator că, băieți... Și vă așteptați că finanțatorul, nu știu, adică se va negocia acest termen decembrie 2026? Sau cel puțin discuțiile care le-am avut la momentul respectiv a fost: haideți să începem aceste discuții pentru că nu ne vom încadra. Deci îți trebuie 3-4-5 ani ca să faci o clădire, după care îți trebuie un an de zile cel puțin pentru lucrările de interior, după care îți trebuie cel puțin un an de zile pentru operaționalizare. Deci suntem deja la 5-6 ani și suntem în 2023, deci înainte de 28-29, degeaba visăm că vom avea spitale regionale. Da, personal, credeți că va accepta și finanțatorul, de pildă, nu știu, programul? Da, deci nu văd de ce să nu accepte, pentru că, de fapt, bineînțeles, aici e o atitudine diplomatică foarte complexă și nu suntem singuri cu această problemă. Dar, în același timp, și revin la rolul autorităților locale, ei vor fi aceia care vor avea o șansă cât casa. Pentru că o să fie și nu va fi nici prima și foarte probabil nici ultima oportunitate de acest gen, când vor fi întrebați cât bani puteți cheltui, dar termenul este foarte scurt. Și atunci când ei vor demara aceste investiții, nu trebuie să piardă vremea cu licitațiile, sunt în derulare și au capacitatea de a accelera execuția, foarte probabil că vor avea foarte mult de câștigat. Și mai este un alt aspect. Propunerea noastră, și aici e propunerea UDMR-ului, încă de la începutul acestei perioade, când doar se vorbea că va fi un PNRR, noi am propus ca, dacă vrem, având în vedere că timpul este foarte scurt privind decontarea, să începem să decontăm sau să admitem proiecte care au fost deja finalizate. Sunt o serie de domenii unde cheltuielile și materialele pot fi standardizate,
că își finanțează din credit bancar sau din resurse proprii sau resursele proprii ale unei autorități publice, spital, parc solar sau ce-o fi, atunci să trecem la finanțarea proiectelor deja făcute. Dar se mai poate lucrul ăsta? Sau acum e târziu? Sper că se duc negocieri în acest sens. Pentru că asta ar însemna cheltuieli mai mici dacă finanțezi din resursele proprii, pentru că n-ai încă certitudine că vei primi sau nu vei primi banii înapoi. Termen mai scurt și cel puțin în economie sau în industrie, nu îți bați tu capul că oare mă încadrez în ceva care a fost formulat de cineva care a stat în birou sau mi-l fac ceea ce îmi trebuie mie. E important. În termen scurt, ca să-mi cresc capacitatea de producție și așa mai departe. Și cred că și sănătatea se pretează pentru acest lucru și ar fi o oportunitate să creștem rata de absorpție în acest domeniu. Altfel, nu prea văd. Și sunt o serie de autorități publice locale unde își pot permite acest lucru. Și cred că Clujul ar fi un exemplu foarte bun cu Spitalul Regional de Copii. Da, e important, da, aș fi fost pe lista inițială sau cel puțin... Da, acum promisiunile care s-au făcut, că vom vedea și din altă sursă, știți cum e, asta o faci sau promisiunile sunt respectate atunci când ai certitudinea că... Da, din informațiile pe care le dețineți, tocmai că acolo e terenul, e cred că făcută și licitația, sper că nu greșesc. Da, asta le-am sugerat la toți. Faceți-vă licitațiile, să aveți executant, pentru că vine și vremea când veți avea din ce. Deci să fie în derulare, nu hârtie. Deci credeți că poate fi această transformare? Eu nu văd această atitudine din partea guvernului ca să poată gestiona eficient această problemă. Avem Agenția Națională a Dezvoltării Infrastructurii Medicale, unde sunt incluse 3 proiecte mari și late, cele 3 spitale regionale, restul sunt în aer. Atunci când le-am propus, predați-o companiei naționale de investiții, unde sunt oameni de specialitate, constructori, arhitecți, nu știu, cei care se ocupă de construcție, au spus că nu, că își vor face ei agenția. Am încercat să le sugerez că durează până faci o instituție, până faci recrutările, până îți găsești loc, până îți stabilești procedurile și toate astea. Nu merge de la o zi la alta. Și uitați că suntem în noiembrie și încă în afară de șefi altceva nu avem. Da, foarte adevărat, foarte adevărat, domnule Laslo. Suntem chiar pe final și ați amintit și de spitalele regionale. Acolo există o altă finanțare. Da. Din ceea ce cunoașteți, înțeleg că Iașiul e ceva mai avansat, urmează și Clujul cu... stă foarte bine, deci nu... Ne încadrăm, nu știu, undeva în 2027? Sper că da. Deci Cluj și Iașiul ar putea fi gata în 2027? Da. Practic, Craiova și-a modificat, am înțeles, locația, deci nu prea merge. Dar cred că pe noi trebuie să ne intereseze, în primul rând, Clujul. Și pentru că, chiar dacă lucrările demarează, mai avem foarte mult prin căile de acces, transportul public în zonă. Deci lucrurile trebuie să meargă în paralel cu dezvoltarea infrastructurii necesare pentru o astfel de instituție. Nu uitați că 800 de paturi înseamnă vreo 3.000 de angajați. O instituție de... unde vin angajații? Vor fi afectate spitalele județene din 3 centre? Vor fi, n-au încotro, deci nu poți operaționaliza de la o zi la alta și necesită timp până îți formezi personalul. Înseamnă un campus universitar undeva prin apropiere, pentru că acolo vor fi studenții și acolo vor fi rezidenții. Și toate astea trebuie să meargă în paralel. Suntem chiar pe final și am o curiozitate în mai puțin de 2 minute, domnule senator. Credeți că ar trebui, de pildă, atenția să se focuseze, pentru că ați amintit atât de campusuri universitare, pe centrele universitare și mai puțin pe celelalte centre mai mici? Pentru că până la urmă, și asta e o întrebare pe care, când o să mai avem pe domnul Barbu, vreau să le adresez și pacienților. Pentru că pacientul își dorește să ajungă la cel mai bun specialist.
Asta se găsește într-un centru universitar. Ok, eu o văd un pic altfel. Centre universitare trebuie să fie forurile superioare, inclusiv metodologice, și punctul final pe traseu pacientului. Acesta este motivul pentru care, inclusiv în strategia de sănătate, a apărut această noțiune de a te asocia. UMF-ul din Târgu Mureș s-a asociat cu Bistrița, Clujul cu Baia Mare. Și asta va fi un trendul normal care să stabilească și traseul pacientului. E foarte costisitor ca să asiguri, de exemplu, servicii medicale simple într-un centru universitar pentru cineva din Baia Mare. Ăla trebuie să rezolve acolo. Are o hernie, rezolvă-l acolo. Sau, mă rog, tot mușcam limba cu ceea ce ne povestea domnul Barbu. Chiar azi am avut o discuție cu colegii de la UPU din Alba Iulia. Nu există chirurg infantil în spitalul din Alba Iulia. Adică știți ce se întâmplă? Când există o suspiciune de apendicită la un copil care merge la UPU la Alba Iulia, îl bagă în salvare, îl trimite la Târgu Mureș să-l vadă un om cu competențe chirurgicale de copii, îl consultă și îl trimite înapoi la Alba Iulia dacă nu se confirmă diagnosticul. Domnule senator, nu mai avem timp, dar vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră și sper să acceptați și invitația viitoare. Mulțumesc tare mult! Continuăm după fix cu un alt subiect, cel legat de fake news și cât de periculoasă e inteligența artificială sau softul de inteligență artificială pentru conținutul de fake news. Facem o foarte scurtă pauză și revenim. Am revenit aici în Prima News. Vă propun că în această a doua oră de Prima News să discutăm despre fake news, să discutăm despre cât de mult ne ajută sau ne încurcă inteligența artificială. Asta în condițiile în care se vorbește tot mai mult despre un conținut evident care ar putea să distorsioneze realitatea sau să genereze realități paralele, virtuale pentru foarte mulți oameni care consumă online-ul și evident deja se întâmplă diverse lucruri care pun semnul întrebării când vine vorba de conținut real, de manipulare, de fake news. O să comentăm pe larg acest subiect. Pe de altă parte, sigur că da, n-ai cum să nu te întrebi că apar măsuri cumva care să combată genul acesta de fake news, dar ce ar putea să însemne un astfel de lucru, cât de ușoară e linia roșie care se duce între a corecta niște lucruri de manipulare și evident abuzul care ar putea să apară foarte ușor. Înainte de a vă prezenta invitații, vă propun să vedem care sunt principalele titluri. Guvernul aprobă noua serie de măsuri de reducere a cheltuielilor bugetare pe anul 2023 în vederea încadrării în ținta de deficit bugetar. Am spus de la bun început că statul trebuie să fie primul care face economia, a declarat premierul, care prezintă însă și o serie de excepții. Actul normativ nu se aplică pentru ceea ce ține de cheltuielile cu sănătatea, cu educația sau cu proiectele pe fonduri europene. Poate că ar trebui domnul premier să-i întrebe și pe cei de la ASF cum strâng cureaua, cum fac niște economii în această perioadă. Ca să nu mai vorbesc de alte companii de stat pe care ar trebui să-l întrebe domnul premier de unde toți banii ăștia pe care iată-i vântură și așa, într-o veselie lucie, în condițiile în care știm foarte bine că, iată, țintele de deficit sunt destul de complicate. Apar și primele reacții la această ordonanță. Mai mulți edili din țară chestionați de hotnews.ro acuză că primăriile sunt forțate să aibă excedent bugetar prin plafonarea cheltuielilor, iar excedentul ar urma să fie transferat în următorul pas la fondul de rezerve. Printre nemulțumiți se numără primarul sectorului 2, viceprimarul Clujului sau primarul din Iași. Aici vorbim de doi edili liberali și de unul USR. Aș fi vrut să văd și o reacție din partea, de pildă, a unui edil PSD. Cum ar fi reacționat la o astfel de situație? Executivul a adoptat și ordonanța de urgență prin care limitează la maximum 5% adausul comercial pentru ulei, zahăr, făină, mălai, carne de porc, carne de pui și carne de vită, care sunt importate vrac și care nu sunt procesate în România, a anunțat premierul Marcel Ciolacu. Totodată este prelungită cu încă 3 luni măsura plafonării și pentru celelalte 14 alimente aflate deja pe listă. Datele de la INSEE arată că măsura a avut efectele așteptate, am oprit creșterea excesivă a prețurilor la aceste alimente, iar unele chiar s-au ieftinit, a declarat Ciolacu. Trebuie să reținem, iată, nuanța acestei declarații, am oprit creșterea excesivă. Deci am oprit creșterea excesivă, nu creșterea. Dacă spuneam am oprit creșterea, eram liniștit.
s-au plafonat aceste prețuri. Creșterea excesivă. E interesant. Tocmai de asta nu o să crească cu 35% de pildă coșul de sărbători, o să crească numai cu 31%. Nu a crescut excesiv cu 35%, a crescut doar cu 31%. Mulțumim mult, iată, acestei politici cât se poate de eficiente a guvernului. Anul acesta se va încheia cu un deficit bugetar estimat la 5,5% din PIB, iar ținta pentru anul viitor este de 4,5%, 5% a afirmat într-un interviu pentru Ager Press. Ministrul Finanțelor Marcel Boloș a explicat că încadrarea în ținta de deficit este și motivul pentru care s-a renunțat la rectificarea bugetară, pentru care nu ar mai fi existat un control pe cheltuieli. Mărturisesc că, repet, nu sunt neapărat un profesionist în materia asta, dar nu știu să mai fi văzut vreun guvern care să nu apeleze la măsura rectificare bugetare. Un director din Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene este vizat de o anchetă ADNA. El ar fi luat timp de 2 ani bani din salariile a două angajate pe care le-ar fi ajutat la examenul de ocupare a posturilor. Ministerul a anunțat că directorul a fost schimbat din funcție. Guvernul a aprobat indicatorii tehnico-economice a Institutului Regional de Oncologie Timișoara. Spitalul reprezintă unul dintre cele mai importante obiective cu investiții din fonduri PNRR, iar valoarea totală a investiției este de aproximativ 1,5 miliarde de lei. Să se întâmple, Doamne ajută, pentru că, așa cum vorbea și invitatul nostru de mai devreme, senatorul Laslo Otilo, sunt doar câteva proiecte care ar putea să fie bifate prin aceste linii de PNRR, din actualele obiective, din actualele unități spitalicești prinse în lista PNRR. O rachetă lansată în contextul confruntărilor dintre militanții Hamas și Israel a lovit în această dimineață o stațiune egipteană la aproximativ 220 de kilometri de fâșia Gaza, relatează Reuters. Racheta a lovit o unitate medicală din Taba și a rănit cel puțin 6 persoane, arată sursa citată. Se întâmplă astfel de situații, din păcate, iată, rachete care să lovească accidental state neimplicate în acest conflict. Pe de altă parte, faptul că, iată, a ajuns în Egipt o astfel de rachetă, am urmărit și vă spuneam și ora trecută un interviu sau câteva, mai degrabă, voxuri care erau luate de jurnaliști internaționali locuitorilor din prima localitate, cea mai apropiată de trecerea de la Rafah, adică din Egipt, cea mai apropiată localitate de fâșia Gaza, și oamenii spuneau că au trecut prin teroarea unor atacuri teroriste în ultimii ani și sunt sătui de situația respectivă. Adică o spuneau niște egipteni, apropo de ceea ce se tot vorbește cu privire la, nu-i așa, lupta pentru apărarea Hamas, pe narativul pe care îl are genul de pacifiști tip Putin sau Erdogan. Nu, acolo sunt niște teroriști care terorizează inclusiv populația civilă din fâșia Gaza, dar acei teroriști trebuie să primească această sintagmă, Hamasul. Uniunea Europeană urmează să acorde fâșiei Gaza un ajutor umanitar suplimentar în valoare de 50 de milioane de euro, anunță Ursula von der Leyen. Hamasul nu va fi invitat la o eventuală conferință de pace, anunță Charles Michel. A fost chiar culmea. Inteligența artificială poate scăpa de sub control, avertizează premierul britanic Rishi Sunak. Acesta spune că tehnologia ar putea facilita construirea de arme chimice sau biologice care ar putea fi exploatate de criminal. Discursul lui Sunak a intervenit în timp ce guvernul britanic se pregătește să găzduiască summitul pentru siguranța inteligenței artificiale săptămâna viitoare. Sport acum. Dinamo și Poliaș își dau întâlnirea astăzi de la 20:30. Partida este transmisă live de Prima Sport 2 și primaplay.ro. Dinamo trece printr-o formă foarte proastă, ajungând la 7 meciuri consecutive fără victorie. Formația antrenată de Ovidiu Burcă se află abia pe ultimul loc, cu 9 puncte acumulate în 13 etape. E o reeditare a unui derby din Liga a doua. Dinamo și Poliaș au luptat pentru promovarea în Prima Ligă. Sunt aici. Să sperăm că cel mai bun câștigă, adică Dinamo. David Popovici a cucerit medalia de aur în proba de 200 de metri liber în Polonia. Notătorul nostru a obținut și calificarea în finala probei de 50 de metri liber, care va avea loc diseară, iar mâine va concura în probele de 100 de metri liber și 50 de metri fluture. Meteo la final. Mâine vremea va fi plăcută, dar vor mai fi șanse de precipitații în partea de vest a țării, iar la munte pot apărea intensificări ale vântului. Temperaturile maxime se vor încadra între 14 și 27 de grade, iar cele minime între 5 și 14 grade Celsius. Acestea au fost principalele titluri. Da, am revenit aici în Prima News. Vreau să vă adresez și întrebarea acestei ore.
cât din ceea ce vedeți sau citiți pe internet credeți că este real? Ne puteți răspunde pe Facebook-ul Prima News, acolo unde este afișată această întrebare, dar și pe numărul de WhatsApp afișat pe ecran, 0727222244. Așadar, cât din ceea ce vedeți sau citiți pe internet, credeți că este real? Vreau să le spun bun găsit și invitațiilor noștri din această parte, a doua emisiunii de astăzi de la Prima News. Jurnalistul Tiberiu Fărcaș de la Clujul Politic, mulțumesc tare mult pentru prezență. Bună ziua, Ciprian, și publicului Prima News. Domnului deputat Sabin Sărmaș, deputat PNL și președintele Comisiei de IT a Camerei Deputaților. Domnule deputat, mulțumesc pentru prezență. Bună ziua, mulțumesc și pentru invitația. Domnul Adrian Ghigheciu, reprezentantul Partidului Social Democrat, consilier general în cadrul Consiliului General al Primăriei Municipiului București. Domnule Ghigheciu, mulțumesc pentru prezență. Mulțumesc frumos pentru invitație. Bun, aș porni de la de la știrea pe care am comentat-o și noi, faptul că inclusiv premierul Rishi Sunak, premierul Marii Britanii, vorbea despre un pericol pe care inteligența artificială ar putea, iată, să îl determine, și o să vin apoi la câteva cazuri concrete pe care le putem exemplifica. Pornesc de la dumneavoastră, domnule deputat Sărmaș, cât de mare e riscul inteligenței artificiale să distorsioneze mult realitatea pe care o trăim? Și m-aș duce chiar la un concurs de un concurs de poezie, un concurs de fotografie în care locul întâi era câștigat de către un individ care folosise un soft de inteligență artificială, fără ca juriu să dibuiască că e fake. Să știți că inteligența artificială face acest lucru de multă vreme, ne modifică realitatea, modifică percepțiile. Nu e un secret. În ultimul an, sau în ultimul an și jumătate, am văzut mai clar acest lucru. Și o să dau exemplu, că toți avem telefoanele în mână, o să dau exemplu rețelelor sociale. Rețelele sociale care, în ciuda faptului că nouă, și care folosesc algoritmi de inteligență artificială în spate, pentru a ne propune conținut. Noi avem senzația că uitându-ne pe rețele, suntem expuși la un volum de informație mai mare. În esență, rețelele sociale își propun să ne țină captive acolo. Vă întrerup, domnule Sărmaș, trebuie să vină un coleg ca să rezolve ceva la lavaliera dumneavoastră și până atunci merg la domnul Ghigheciu cu aceeași întrebare. Cât de mare e pericolul pentru publicul larg, având în vedere că nu poate discerne, nu poate distinge între ceea ce e conținut al inteligenței artificiale, și o să ne trezim cu foarte multe situații fake. Da, cum spunea și domnul Sărmaș mai devreme, ați văzut că sunt foarte multe pledoarii ale avocaților din Statele Unite făcute în baza inteligenței artificiale. Sunt foarte multe discursuri publice create așa. Sunt foarte mulți elevi în Occident care nu își mai studiază temele și își fac direct temele cu ajutorul inteligenței artificiale. Ceea ce a reușit să identifice Marea Britanie este acest real pericol, motiv pentru care ei au avut inițiativa de a înființa un prim institut la nivel global în vederea asigurării unei siguranțe a utilizatorilor și a celor care pot fi afectați indirect de ceea ce presupune inteligența artificială. Este categorică, pe lângă beneficiile pe care le generează aceste tipuri de softuri, pot exista într-adevăr pericole și anumiți oameni cu intenții mai puțin bune să le folosească într-o manieră nocivă. Bun, e o chestiune destul de complicată. Să vă încheiați aserțiunea, da, domnului Sărmaș, și probabil și la Tiberiu Fărcaș. Asta spuneam, că, de exemplu, noi astăzi când folosim o rețea socială, indiferent de care este ea, principalul obiectiv al respectivei rețele este să ne țină acolo cât mai mult timp. Și noi avem senzația că ni se lărgește orizontul de opțiune atunci când intrăm pe rețea socială, că primim o groază de informații. În realitate nu este așa. În realitate suntem profilați cumva, se observă bine, algoritmul învață ce ne place nouă și ne livrează același tip, și putem să vedem asta pe Instagram foarte mult sau pe TikTok în special, unde ni se livrează la infinit același tip de conținut cu aceleași teme care ne ține captiv și ne reduce opțiunile de a fi informați. Adică ne izolează de mediu, distorsionează realitatea, nu ne dăm seama de lucrul ăsta. Dar trebuie să vedem și partea bună. Inteligența artificială este aceeași care ajută să descoperim noi tipuri de medicamente. Inteligența artificială este aceeași care ne ajută să navigăm în traficul infernal. Lucrul ăsta, deci, pur și simplu vorbim de pericolele care ar putea să apară. Sunt multe pericole, dar vreau să spun că sunt acceptate de noi de multă vreme, inconștient,
Și ce vă pot garanta văzând ce se întâmplă la nivel global, nu doar în România și nu doar în Europa, este că vom avea foarte multe reglementare în acest domeniu, că marile companii de tehnologie își vor schimba, vor trebui să investească masiv pentru a schimba modul în care aceste rețele sunt implementabile. Eu cred că mamuți care astăzi există, giganți ai tehnologiei care astăzi există, în 10 ani nu vor mai exista sau vor exista într-o cu totul altă formă, pentru că distorsionează realități și ale adulților, dar cu atât mai mult ale copiilor. Suntem în situația în care vorbim despre autism virtual. Păi așa ceva nu exista cu 5 ani, conceptul în sine. Atât de puternic este impactul tehnologiei atunci când el intră în viața noastră de o manieră necontrolată, și asta se face în special cu algoritmi de AI care ne țin acolo captivi, și asta e doar o dimensiune a pericolului la care suntem expuși. Trebuie să fim conștienți de ele, și pentru că nu avem, sunt mai bune decât noi oamenii. Adică pur și simplu nu rezistăm. Când primim o notificare, punem mâna pe telefon, e un reflex deja. Și atunci trebuie să venim cu reglementare, să vedem cum ne protejăm oamenii până la urmă, pentru că nu totul este despre rețele în lumea asta. O să vin și cu un exemplu care implică viața politică. Tiberiu Fărcaș. Mi-am duc aminte că în urmă cu vreo 15-16 ani eram amândoi în aceeași redacție a unui ziar tipărit, și la vremea respectivă veneam de la conferințele de presă ca să publicăm pentru ziarul de a doua zi, adică da. Nici online nu era foarte puternic. Astăzi deja discutăm de un conținut care manipulează sau poate genera manipulări și fake news-uri mai cu seamă în preasla în care ne aflăm noi. Cine ar putea să intervină aici? Sau cât de mare e pentru tine ca jurnalist e pericolul unui fake news foarte prezent? Ciprian, urmează 4 ture de alegeri, 2024, și vedem partide de care n-am știut nimica și care aproape nici în sondajele de opinie nu apăreau nicăieri. Te referi la AUR, acum 3 ani. Da, și care, datorită folosirii inteligente și profesioniste a internetului și a rețelelor sociale, au ajuns să intre în Parlamentul României în 2020 cu 9%. Deci, din punctul ăsta de vedere, dacă tot titrăm război cu inteligența artificială și pericol și așa, folosim cuvinte tari, da, o să ne războim cu ceea ce partidele o să încerce să ne le bage nouă pe gât ziariștilor, mesajele lor cât mai pozitive, cât mai edulcorate pentru a vrăji, ca să spun așa, publicul și, bineînțeles, de a se ajunge la voturi pentru cât mai ușor pentru public. Aici trebuie să fie munca jurnalistului profesionist de filtrare a informației. Acum, cu inteligența artificială, noi în domeniul presei din România încă nu suntem foarte, foarte înaintați. La Cluj-Napoca nu sunt foarte multe redacții și jurnaliști care folosesc deja în mod foarte profesionist inteligența artificială, dar deja sunt încercări, sunt articole în presa clujană scrise cu ChatGPT sau așa. În România, la București, unde e alt nivel, sunt marele televiziuni și așa, marea media, să zic așa, acolo poate se mai încearcă. Nici acolo nu am văzut încă o folosire foarte profesionistă a inteligenței artificiale, dar la nivelul partidelor cred că se vor crea departamente de genul ăsta, pentru că vreau să citesc o chestie importantă în America, unde s-a ajuns în America. Deci firma Meta, care deține Facebook și așa mai departe, a cumpărat dublura digitală a unor mari deține și Instagram și Facebook. Le folosim toți, Instagram-ul și Facebook-ul. Dublura digitală a unor personalități. Noi vedem de multe ori pe Instagram, intrăm pe contul lor și noi nu mai știm cine e. Dacă e Snoop Dogg, marele rapper, sau e dublura lui Snoop Dogg. Și vă dau aici, vă citesc din comunicatul Meta. Am cumpărat cu 5 milioane de dolari drepturile pentru copia digitală a următoarelor personalități. Snoop Dogg, Charlie D'Amelio, Mr. Beast, Jimmy Donaldson, Kendall Jenner, Tom Brady, Chris Paul, Dwayne Wade, Paris Hilton, celebra Paris Hilton. Eu, în afară de Tom Brady, pe bune de știu pe care da, ceilalți americani știu. Dar Paris Hilton, care a fost și în mijlocul scandalului, stai că îmi spune Cristina, cine mai era încă o persoană? Da, nu, nici pe ăla nu-l știu. The Rock. Bun. Pe The Rock îl știu, da, uite. Deci, chestia asta începe cu divertismentul. Apoi se va duce firez la live-uri de shopping, dar și cu știri. Așa că, în caz că nu știți, stimați spectatori de la Prima News, pe TikTok este plin deja de voci de Andreea Esca cu voci clonate prin AI.
Citesc din postare foarte bună a specialistului Dragoș Stanca. Nu este a mea, nu i-am scris-o. Dragoș Stanca este sursa, specialist în, în tot ce înseamnă Facebook, rețele socializare. Vreau să interveniți, că pe vreau să dau și un alt exemplu. Da, foarte, foarte pe scurt, pentru că a dedicat domnul Tiberiu Fărcaș câteva mici la fileu. Este chiar săptămâna viitoare, o să am pe ordinea de zi în Comisia de IT a Camerei Deputaților, o inițiativă legislativă a colegilor de la Senat, dar și din Cameră, care impune ca pentru aceste videouri generate cu AI și care sunt atât de bine generate încât nu mai poți să distingi, și cred că este o temă bună în contextul anului viitor cu 4 runde de alegeri, ca orice video generat cu AI-ul pe care îl poți confunda cu realitatea să aibă în mod obligatoriu pe o suprafață din o anumită proporție din suprafața lui un mesaj pe care să scrie că este generat cu inteligență artificială. Acum avem o dezbatere în... Cine poate stabili că dacă e făcut de inteligență artificială și nu respectă chestia respectivă, nu știu, sigur, va primi o sancțiune, dar cine poate să facă? E amendă penală. Practic, dar cine ar putea să stabilească? Poate să facă cineva această disjungere? Se poate face, se poate evalua un astfel de video. Dezbaterea pe care o avem e următoarea. Îl sancționez și pe cel care distribuie mai departe un astfel de material sau doar pe cel care l-a creat? Dacă ăla nu știe dacă e manipulat, pentru că s-ar putea să sancționez pe ăla, că ăla nu știe. Dacă eu intru pe TikTok și văd o Andreesca care de fapt e copia digitală a Andreesca, așa este. Nu, de ce să fiu eu sancționat? Vine frumos Parlamentul și Comisia Specializată și se luptă cu marile companii de tech și pune acolo un avertisment, un disclaimer, sau cum se spune. Atenție, această imagine este furnizată, vă este furnizată de inteligența artificială. Și atunci, dacă ai totuși o minimă rațiune, îți dai seama că nu este Andreesca sau nu știu oricine chiar real, ci dublura. Vreau să vă propun un studiu de caz. Merg și la domnul Vigheciu. Apropo, l-am găsit pe pagina jurnalistului Orlando Nicoară, care spune că recentele alegeri generale din Slovacia, câștigate de pro-rusul Fico, devenit premier, par să fie primele din lume influențate de un deepfake tehnologic realizat folosind inteligența artificială. Cu doar 2 zile înainte de alegeri, o înregistrare audio a fost postată pe Facebook. În înregistrare se auzeau două voci, cea a lui Mihal Simeca, care conduce Partidul Liberal Slovacia Progresistă, și cea a Monicăi Todova, de la cotidianul Denic N. Cei doi păreau să discute despre cum să fraudeze alegerile, parțial prin cumpărarea de voturi de la minoritatea romă. Deși cei doi au desmințit imediat și au acuzat fake-ul, mesajele lor nu au putut fi publicate deoarece legea electorală interzice preluarea declarațiilor politice cu 48 de ore înaintea alegerilor, asta în timp ce materialul fake s-a viralizat. Domnule Vigheciu, cum vi se pare o astfel de situație? Pentru că ar putea foarte simplu să apară și la noi astfel de situații. Cred că și la noi e aceeași legislație, cu 48 de ore nu mai ai voie, iată, să faci publicitate electorală. Ei n-au mai putut să dea un drept la replică și s-a viralizat acel fake. Dacă îmi permite să fac o glumă, când la noi se câștigau și pierdeau alegerile pe baza pixelului albastru, nici nu se știa de inteligența artificială. Da, da, să știți că vreau să fac. Era mai ușor de lui fostului ministru al învățământului, îmi scapă numele lui. Daniel Funeriu. Daniel Funeriu, care ne explica cu pixelul albastru. Era mai simplu acum că spunea că e inteligența artificială, vă rog. Exact, exact. Așa s-au lucrurile. Cu siguranță alegerile din România în 2024 vor fi impactate de aceste lucruri. Că tot vorbea domnul Sărmaș de inteligența artificială și de efectele ei folosite în scop benefic. Este clar că disclaimer-urile alea ar putea fi verificate și trecute prin niște filtre, tot de niște softuri generate de inteligența artificială. Țin minte că în urmă cu vreo 15 ani era o dezbatere cotidiană în România despre cum internetul va influența alegerile din România. Categoric, ceea ce am văzut pe documentarele de tip Cambridge Analytica sau Dilemma se vor repercuta și asupra alegerilor din România, și anume tipuri de emoticoane care vor genera alegeri politice ale oamenilor care, iată, deja suferă de un autism specific, vor determina alegeri la vot. Așa cum sunt folosite în fază inițială pentru zona comercială ca marketing online, așa vor fi transpuse și în ceea ce reprezintă marketingul electoral. Deci oamenii trebuie să fie foarte vigilenți, să încerce să-și găsească răspunsul la întrebări din cât mai multe surse și să aprecieze mai mult întâlnirea unul la unul cu alesul.
Da, așa ar trebui. Când eram eu copil, de pildă, foarte de mult, erau acele filme din seria Ardelenii, Petrolul și nu mai știu eu ce, Dolarii și Aur. Aurul, Ardelenii. Exact. Da, și mi-aduc aminte, îmi spuneau alți copii mai mari, în secvențele în care Ovidiu Iuliu Moldovan, actorul care îl juca pe John Brad în filmul respectiv și era foarte rapid în a-i împușca pe ceilalți, îmi spuneau alți copii mai mari, e secvența furată din filmele cu John Wayne. E mâina lui John Wayne acolo, care îi împușcă pe alții. Mă gândesc că mai sunt de pildă, nu știu, politicieni care au anumite abilități. Unii cosesc foarte bine. Dacă e abilitatea, nu știu, unui politician care cosește bine și o pui altuia, ce te face? Adică sunt situații și situații, chiar mă gândeam că știu astfel de politicieni care au astfel de, iată, de calități și ar putea să fie privați de imaginea, de propria lor imagine. Revenind, acum glumim, pentru că se ajunge la treaba asta. Da. Revină, Tibi, vreau să-l întreb doar aici pe domnul deputat, apropo de lucrul ăsta. Spuneați că sunt structuri sau softuri care ar putea stabili foarte clar. Credeți că vor fi? Pentru că vedem hackeri care, de pildă, sparg conturile NASA. Cât de, nu știu, de rafinat sau de sensibil e povestea asta? Va fi o luptă foarte grea. Să știți că moderare de conținut, avem un dialog constant cu cei care au dețin sau sunt angajați ai acestor rețele de socializare. Fie că e vorba, în definitiv, de câteva, Facebook, Instagram și TikTok. Moderare de conținut se face permanent. Sunt oameni plătiți pe limbi, pe fiecare țară, care se uită la conținut și văd dacă nu produce dezinformare. Se moderează atât cât se poate, doar că volumul de conținut e fabulos. Observația făcută de domnul Vigheciu este foarte corectă. Tot inteligența artificială te ajută să te lupți cu ceea ce poate să facă rău inteligența artificială. Dar nu e simplu. Vor scăpa, exact cum spuneam înainte, dacă cineva pune într-o rețea, nu pe rețele sociale, dar pe un grup de WhatsApp, un video care e foarte bine făcut, de profesioniști cu tool-uri foarte bune, e greu să-ți dai seama că e un fake. Ăla pleacă în momentul respectiv pe multe alte grupuri, ajunge în rețelele sociale, se propagă cu viteză, dacă e viral, e făcut bine, se viralizează. E foarte complicat să mai găsești urma, cine l-a generat, să te duci înapoi pe să-l găsești, pentru că el nu rulează pe rețelele sociale, ci mai degrabă pe grupuri de mesagerie, de astfel de grupuri. Adică sunt multe metode în care nu vreau să dau idei acum, dar sunt multe metode care vor fi folosite în campanie și nu numai, pentru a promova astfel de imagini. Revine aici, cred că ce se va întâmpla, se va produce o decredibilizare a materialelor din spațiul online. Eu mă uit și acum, se dă o declarație în contextul războiului din, mă rog, din fâșia Gaza. Da, e un conflict acolo în fâșia Gaza. Nu mai știu ce să cred. Văd că primesc o declarație din anii 90 sau de acum 5-6 ani sau de astăzi și întreb, e pe bune? E serioasă? Adică nu mai știi ce să crezi. E o poziție asumată, e o poziție generată cu asta se va întâmpla. Oamenii nu vor mai avea încredere, nu vor ști ce să mai creadă. Va fi o masă care va fi victima acestui tip de dezinformări și va fi o perioadă de câțiva ani de așezare. Din nefericire, cumva, pentru noi și pentru anul viitor, vom fi exact pe vârful acestei tranziții și acestui moment de reașezare. Și probabil că vor fi și distorsiuni în alegeri. Asta este. Iberiu Fărcaș. Trebuie să luptăm cu ele. Fără doar și poate. Mai avem mai puțin până la pauză. Vrei să intervii? Vreau doar să spun atât că, apropo de aceste dezinformări care circulă și filmulețe și tot ce vrei, dezinformare uriașă a dat unul în cea mai mare ziară din lume, New York Times, care a scris la ora 10 dimineața că Hamas va elibera 50 de ostatici. Cât s-a liberat Hamas? Două bătrâne de 80 de ani. Deci circulă dezinformările la cel mai mare nivel. Și în presă, și din social media. Și Mircea Cărtărescu spunea săptămâna asta într-un interviu pe Libertatea, nu mai înțelegem nimic. Este o supă informațională uriașă care este tot mai greu să decelezi. Și peste asta vine și AI-ul, inteligența artificială. Culmea ironiei ar fi ca inteligența artificială să ia premiul Nobel pentru literatură și Mircea Cărtărescu să nu ia acest premiu. Foarte rău. Da, și mă mai gândesc la un aspect. Cum copiezi lacrima lui Traian Băsescu sau lacrima lui Rareș Bogdan? Pentru că, nu știu, are inteligența artificială o asemenea capacitate. O foarte scurtă pauză și revenim. Am revenit aici în platoul Prima News. Alături de mine se află în continuare jurnalistul Tiberiu Fărcaș, deputatul PNL Sabin Sărmaș, președintele Comisiei IT a Camerei Deputaților, Adrian Vigheciu, consilier general al Consiliului General al Primăriei Municipiului București. Vreau să vă spun că dincolo de faptul că
avem aceste probleme legate de inteligența artificială care creează un conținut care ar putea fi fake și ne putem înșela sau pot exista astfel de manipulări. Prin grija sau, hai să spunem, atenția pe care ar putea să o aibă autoritățile, ne-am putea trezi și cu abuzuri. Pentru că și aici e o linie foarte fină. De pildă, o știre pe care am citit-o pe profit.ro, cea în care, de pildă, externele, Ministerul Afacerilor Externe, vrea un Big Brother bazat pe inteligență artificială care va monitoriza site-uri de știri, bloguri și conturi social media de jurnaliști, celebrități și demnitari. Mi-e teamă să nu se ajungă la situații în care foarte simplu conturi pot fi închise. În momentul în care tu ai un cont, dau de exemplu, un cont de Facebook sau de YouTube și ai un număr apreciabil de, să zicem, de 30, 40, 50 de mii de followers, de urmăritori. Aia e o muncă, în timp, pentru că tu ai creat conținut să ajungi la un astfel de nivel. Foarte bine poate veni o autoritate care să-ți închintă contul respectiv, pentru că îi se pare că, nu știu, un element, un indicator din ceea ce ai făcut-o sau ai fost reclamat de cineva, li se pare lor suspect. Eu am trăit printr-o astfel de situație, o pagină de site mi-a fost închisă și a trebuit să treacă săptămâni ca să-i convinc pe cei de la Facebook că nu era nimic complicat. Acolo vorbeam exclusiv despre natură, de pildă. Domnule Vigheciu, cât de mare e riscul ca autoritățile să abuzeze, în cazul de față MAE? Având în vedere că la noi în România, controlul pe care Parlamentul, și aici o să-l întreb și pe domnul Sărman și pe Tiberiu Fărcaș, Parlamentul de-a lungul timpului n-a exercitat niciun control transparent, onest. Vi-l aduc aminte pe colegul dumneavoastră de partid, nici nu știu dacă mai e în viața publică, Georgian Pop, care când îi intervieva pe șefii serviciilor de inteligență, parcă era un soi de, cum să spun eu, domn care îi poftește înăuntru nici măcar de control. Păi te uiți la o comisie, de pildă, a Parlamentului American, a Congresului American și vezi acolo comisii pe bune, nu comisiile noastre de anchetă, da, și clar, de control care există în Parlament. Și domnia sa era președintele comisiei la vremea respectivă. Cât de mare e riscul unui abuz? Categoric, riscul unui abuz este foarte mare, cu atât mai mult cu cât niciun soft de genul ăsta, dacă mi-au aminte, softul achiziționat de mai undeva la câteva sute de mii de euro, niciun soft de acest gen nu poate fi infailibil. Problema este că, uitați-vă și la aspectul următor, noi segmentăm, de exemplu, anumite rețele sociale care pentru cei de vârsta noastră sunt clasice. Pe de altă parte, uitați-vă ritmul alert la care suntem supuși cu privire la apariția a noi tipuri de rețele sociale. Adică oamenii trebuie să cunoască faptul că astăzi, la nivel global, nu există doar Facebook, Twitter, Instagram, TikTok și așa mai departe. Adică apar zilnic, cred, tot felul de încercări ale IT-știlor de a genera astfel de mecanisme sociale. Categoric, tot vorbim de spectrul acesta politic, imaginați-vă că cineva este sabotat în timpul campaniei, exact cum avem cazul Slovaciei cu o suspendare de comunicare cu alegătorii în mediul virtual pentru 5 zile, 7 zile și așa mai departe. Cu siguranță vor fi folosite și aceste mecanisme care nu sunt morale. Cu atât mai mult cu foarte vocal și probabil inteligență artificială există foarte mult conținut de imoralitate sau amoralitate, cum vreți să-i spuneți. Da, sunt jurnaliști probabil foarte vocali, incomozi pentru o guvernare. E foarte simplu, nu știu, să-și piardă la un moment dat contul de Facebook, de YouTube. Ce ne facem? Adică abuzul e atât de fin? Are clasa politică din România, nu știu, capacitatea de pildă de a amenda de pildă, nu știu, un soft cum e cel al MAE, vreau să spun al doamnei Luminița Odobescu, nu e al ministerului pe care uitați-vă, conduce. Uitați-vă la modul cel mai onest că inclusiv site-ul oficial al Ministerului Afacerilor de Externe este un site pe care nu poți să-l numești mai mult decât ușor anchilozat. Da? Adică uitați-vă că avertizările care apar acolo sunt puse cu întârziere. Uitați-vă că site-ul nu este unul foarte friendly. Este clar că arhitectura virtuală a instituțiilor publice din România nu este la nivel de anii 2020. Cu atât mai puțin mecanismele prin care noi am avea capacitatea de a surprinde la nivel de minut, de oră, aceste derapaje care apar în acest mediu virtual care este aproape infinit.
Domnule deputat Sărmaș, cât de, repet, riscul unor abuzuri e destul de mare și mă duc aici, am dat și aseară la colegi în Talk News exemplul ăsta, îmi scap acum când, uite, măcar de l-aș fi recitit. Benjamin Franklin spunea că indivizii care sunt dispuși să-și piardă libertățile nu merită să fie nici măcar apărați în contextul unui pericol real de acele instituții de forță în fața cărora își cedează atât de simplu aceste drepturi și libertăți. E un risc foarte mare pentru democrație în general. E adevărat. Sunt câteva aspecte importante aici. România va avea curând un CNA al online-ului. Și nu doar România, ci toate țările europene, în baza unor reglementări europene. MAIE nu are nicio atribuție în acest sens. Instrumentul pe care MAIE l-a luat e pentru propriul uz. În zonele lor, adică ei vor într-un fel sau altul să identifice sursele de dezinformare. Știți și dumneavoastră, etichetează. Păi MAIE poate să spună, vedeți că jurnalistul ăla n-a comunicat corect, e de altă opinie. Asta poate să o facă și acum, și fără AI, dacă vor să facă. Poate să facă asta și acum, poate să eticheteze. Dar nu au nicio atribuție legală și nici e firesc ca nici unul dintre ministere care sunt sub comandă politică directă să nu aibă această putere. Acest CNA, cu ghilimele de rigoare, e vorba de un DSA, directiva care s-a dat, acest CNA al online-ului va fi ANCOM-ul. ANCOM-ul care este o autoritate sub control parlamentar, așa și cum CNA-ul este o autoritate sub control parlamentar. Așa cum sunt probleme, dezbateri, zbateri, dacă vreți, în raport cu deciziile CNA câteodată, probabil că tot așa vor fi zbateri și dezbateri în raport cu deciziile pe care le va lua acea nouă direcție din cadrul ANCOM în viitor. Dar, vă spun, este firesc. Nu putem să lăsăm într-un mod total neigienic tot acest spațiu online. În spațiu online, însă, responsabilitatea revine și celor care oferă infrastructura pentru mesaje. Așa cum spuneam, cei care dețin rețelele sociale sau Google, de asemenea, ei au responsabilitate, dar revine o egală responsabilitate și, pentru că acolo nu mai avem controlul. Dacă vom zice, voi vă ocupați de tot Facebook, Twitter și TikTok și blocați tot ce considerați că e dezinformare, ei să blocheze pentru a se proteja tot și vă vor închide, așa cum dumneavoastră v-au închis o pagină, se vor apuca mâine, că e simplu, să închidă tot ce li se pare că ridică un grad de suspiciune. Nici aia nu e în regulă. Păi nu e în regulă, absolut deloc. E mai periculos decât avea o instituție care, în baza unei reglementări, repet, europene, poate va monitoriza pagini de social media, site-uri, bloguri și așa mai, canale de YouTube și așa mai departe, și va lua cu mecanisme destul de clar sau foarte clar în principiu stabilite decizii. Repet, va fi același mecanism pe care îl avem pentru media. Asta, acum, la noi, în momentul de față, cineva de la CNA scrie ce facem noi și se uită și vede dacă e rost de dat o amendă sau nu. Domnule Sărmaș, la fel se întâmplă și în spațiul online. În momentul în care ați vorbit de faptul că acest CNA va fi monitorizat sau controlat de ANCOM, ați vrut să-i liniștiți pe telespectatori sau să-i speriați? De ce să-i speriu? Pentru că acolo președinte e Valerius Gonea, cel care se autoproclama colegului Mihai Viteazu. Nu știu ce, probabil ori visa, ori încerca să facă un fake, iar vicepreședinte e Pavel Popescu, cel care a fost președinte Comisiei de Apărare a Camerei Deputaților, dacă nu mă înșel, sau vicepreședinte, și, nu știu ce a fost. Și membru Comisia de Tehnologie a Informației la... Deci sunt două personaje ale politicii dâmbovițene și de pe unde ori mai fi, unul cred că e de pe Bega, altul cred că e de pe la Dolj, de pe undeva. Să știți că nici domnul Gunea, nici domnul Pavel Popescu. Deci, mesajul nostru, nu știți să-i speriați pe telespectatori sau să-i liniștiți când vorbim de ANCOM condus de cei doi? Dacă există și o fac, nu în spiritul ăla de politician care apără alți colegi politicieni, indiferent de partid, dar dacă există undeva în țara asta o instituție în care am văzut oameni profesioniști, sunt la ANCOM. Și nu e întâmplător, sunt la ANCOM pentru că sunt bine plătiți. Eu mă bucur că aceste atribuții au mers la ANCOM și am tot respectul față de colegii de la CNA. Și nu la CNA, unde salariile sunt așa cum sunt, instrumentele de lucru sunt așa cum sunt, și am mers la o instituție care chiar poate să-și facă treaba asta ca lumea. Mă bucur că n-am mers la o instituție cu salarii de 3.000 de lei pe lună, unde oamenii aia să fie, nu știu, blazați, să nu vină oameni profesioniști să lucreze acolo, și că s-a dus într-o instituție în care salariile sunt mult mai mari, unde n-au nicio scuză. Dar nicio scuză dacă greșesc. Pentru că au bani să investească în infrastructură care să monitorizeze online-ul, au bani să-și plătească specialiști, au, nu trebuie să facă nici președintele, nici vicepreședintele. Nu e nici responsabilitatea dumneavoastră ca membru PNL, nici a domnului Vigheciu ca reprezentant PNL, dar
să-l pui pe Zgonea și pe Pavel Popescu să-i pui șef la Ancom, mi se pare așa o chestiune, nu știu, luată în derâdă. Probabil cu tot respectul politică, pentru profesioniștii care sunt în acea instituție. Vă spun că sunt profesioniști extraordinar de buni și nu sunt profesioniști pe zona asta. Vor trebui să facă o construcție nouă, să aducă alții noi, dar în zona de comunicație, de spectru, de monitorizare, să știți că nu întâmplător țara asta este pe primul loc în ceea ce privește viteza internetului pe anumite segmente și așa mai departe și meritul lor. Probabil adică... că Sabin vrea să spună, mă rog, domnul deputat, că profesioniștii, tehnicii, oamenii, zicem, eșalonul 2, sunt buni profesioniști, șefii au fost puși politic. Hai să nu ne ascundem după nume. E o decizie politică. Adică e un vot, chiar dacă nu sunt, ei nu mai sunt membri de partid, e un vot în Parlament, când Parlamentul votează decizie politică. Probabil că ei conduc instituția, dar sub ei sunt foarte mulți profesioniști buni. Ai ridicat mai multe probleme, Ciprian. Eu nu sunt de acord. Și eu am secțiune la mine pe site, pe Clujul Politic, politică externă, și pun foarte mult și scriu foarte mult pe el, mai ales acum cu fâșia Gaza și așa mai departe. Eu nu vreau să vină Ministerul Afacerilor Externe să mă etichete ca jurnalist care nu redă cum trebuie mesajele lor sau așa mai departe. Ce treabă are Ministerul Afacerilor Externe cu acest Big Brother să supravegheze presa? Una e să faci o revistă a presei old school, faină, să vezi temele, cum reflectă, nu să faci un fel de poliție, poliția presei, a jurnaliștilor de politică externă. Bun. Doi, ar fi bine să existe un CNA în online-ului datorită prostiilor enorme și mizerilor și murdăriilor care apar în online de la, atât pe site-uri cât și pe rețele de socializare. Trei, a fost foarte bine că Google România, la presiunea opiniei publice și a Clubului de Presă, i-a redeschis canalul domnului Ion Cristoiu, care trei zile a avut canalul de YouTube cu 60.000 de urmăritori închis. Ei drept, a făcut niște informații tot de pe conflictul fâșia Gaza-Israel, mai ciudate, dar să închizi canalul unui din cei mai vechi ziariști din România, fără să vorbești, să-i dai niște explicații, fără să-i răspunzi la... Că știi că poți să ceri niște explicații la rețea, la Facebook, la ceva. Nu i-au răspuns, până la urmă l-au deblocat după 3 zile, i-au zis o săptămână, ești banat, nu mai poți să pui nimic. Omul ăla are 2-3 oameni în spate. A muncit, cum ai spus tu, ca să atragă public, a făcut prin ceea ce analizele lui, un public interesat de ce a spus. 60.000, încercați, stimați spectatori, telespectatori de la Prima News, să vă faceți un site, să vedeți în cât timp ajungeți la 60.000 de followeri, de urmăritori, care tot timpul să vadă analizele noastre și dumneavoastră să produceți conținut permanent interesant acolo. Nu e așa ușor. Deci ar fi bine să existe un CNA online și, atât mai spun, 30 de secunde, colegul tău Sabin German a fost chemat pentru un video. Pentru un video, el este YouTuber, Sabin German, la CNA-ul ăla, cu audiovizualul. Și realizator Prima News. Realizator Prima News, YouTuber, și pentru clip YouTube a fost chemat la CNA-ul care se ocupă de televiziune. Foarte interesant. Da, vreau să vă mai întreb pe fiecare dintre dumneavoastră, suntem chiar pe final, domnule Vigheșu, domnule deputat Sărmaș, Tiberiu Fărcaș, cum poate fi apărat, ca să spun așa, omul onest care ar putea să cadă pradă unui abuz? Cine ar trebui să intervină aici? Domnule Vigheciu. Da, e greu de spus în momentul de față. Cu siguranță trebuie să apară noi departamente sau noi mecanisme care să se actualizeze cu această revoluție virtuală. Cum spunea și colegul Sărmaș, poate departamente specializate în cadrul ANCOM, poate departamente specializate în cadrul CNA-ului. Uitați-vă că dacă am spune, doar dacă facem paralela asta, că cei din mediul virtual vor fi amendați de un anume CNA, ne umflă râsul. CNA-ul clasic se sesizează la 2-3 săptămâni, ceea ce viteza din virtual e la o altă putere decât ce se întâmplă pe media clasică. Și eu aș vrea să spun doar atât, că este foarte important, în pofida creșterii alarmante a mecanismelor de inteligență artificială, să păstrăm totuși inteligența proprie, cea naturală, în momentul în care folosim aceste tehnici. Domnule deputat Sărmaș, cine ar putea să-i apere pe oamenii abuzați în mod incorrect, injust? Vă referiți la cei care creează conținut? Cum se creează care creează conținut și pe baza unor algoritmi, de pildă e închis un site, e banat, nu știu, un YouTuber.
Tot statul e cel care trebuie să intervină. Adică aceeași, repet, sunt aceste canale, medii de comunicare pot fi închise la cererea instituției statului sau direct de către platforma respectivă dacă are o astfel de obligație. E când platforma respectivă o face abuziv, tot statul e cel care trebuie să ați aibă mecanismele. Ați condus și ați înființat Autoritatea pentru Digitalizarea României. Da. Ați condus o agenție guvernamentală. Are statul capacitatea? Adică nu. Dorința și abilitatea de, nu știu, nu, de a genera justețe în... E simplu. Nu există, adică sunt foarte puțini oameni și în mediul privat care se pricep bine la asta, să știți. De asta, repet încă o dată, mă bucur că astfel de atribuții merg acolo unde sunt resurse. Dar asta statul nu e pregătit. Va fi o tranziție. Vom vorbi de multe ori despre subiectul ăsta în viitor, de multe cazuri spectaculoase. Din păcate, e o perioadă de tranziție, trebuie să ne facem treaba foarte repede pentru a nu crea victime. Acum o să trebuiască să punem mai multe poze cu Mihai Viteazu ca să scăpăm de, nu știu, de anumite sancțiuni pe care le poate da ANCOM. Apropo, sunt foarte curios dacă cei doi domni comunică în calitatea lor de șefi ai ANCOM, pentru că ar trebui să dea și niște explicații în măsura în care vor monitoriza sau vor controla un astfel de CNA. N-am văzut ieșiri publice ale domnului Zgonia de foarte mult timp, așa evident că nu. Eu cred că noi suntem captivii acestor mari firme de tech în acest moment și așa cum s-a întâmplat și cu maestru Ion Cristo, dar și cu alții, și cu tine... Și mai sunt în Cluj, mai este o jurnalistă în Cluj care a avut 2 săptămâni închis Facebook-ul și așa mai departe. Suntem cumva la mâna lor. Și atunci trebuie să noi să pedalăm pe ceea ce înseamnă educație media, pe ceea ce noi postăm în online. Pentru că suntem captivilor, așa cum se arată și în cartea foarte bună, Identitatea virtuală a lui Mihnea Măruță, jurnalist foarte bun în Cluj. Suntem atât de seduși de rețelele sociale, încât suntem de dimineață până seara pe ele și petrecem foarte mult timp. Și trebuie să fim atent ce mesaje lansăm, ce cuvinte folosim, pentru că într-o zi o să ne trezim cu mesaj, ați încălcat standardele comunității și la revedere numai ai, o săptămână, două, trei, și trebuie să recunoaștem, simțim o dependență. Când nu ești pe Facebook, nu ești pe Twitter, nu ești pe Instagram, o jumătate de oră, o oră, încearcă să citești într-o seară o carte, Ciprian, să vezi și să-ți pui telefonul deoparte cât timp răziști fără el. Deci trebuie să ne autoeducăm media și să avem grijă ce postăm pe rețele, ca să nu fim banați. Deocamdată suntem captivilor, a firmelor mari de tehnologie. Domnule Adrian Vigheciu, domnule deputat Sabin Sărmaș, Tiberiu Fărcaș, vă mulțumesc fiecăruia în parte pentru prezența aici la Prima News. E un subiect pe care o să-l continuăm fără doar și poate. Rămâneți cu programele Prima News. Până data viitoare, numai bine! Program disponibil pe primaplay.ro.